Ocazia aceasta mă gândeam, în primul rând, de ce să vă predic. Pentru că nu-mi place să predic ceea ce nu simt. Eu dacă nu simt ceva, nu spun. Și din cauza asta am avut multe bătăi de cap. Pentru că mi-au zis, mă, dar zi și tu mai așa. Nu, dacă eu simt că trebuie să tai, tai. Dacă trebuie să pansez. Pentru că arta m-a învățat să fiu așa, să fiu direct și să nu joc teatru. N-ai cum să simulezi simțămintele fără a-ți face un mare deserviciu și ție și celorlalți. Așa că am avut o mare dificultate. De ce să predic? Și a doua dificultate, ce să predic? Pentru că ați auzit deja sute de predici și mai ales dacă v-ați uitat la titlu, cu siguranță ați auzit predici despre laodiceni, de v-ați săturat, v-au crăpat urechile și eu am auzit și am și predicat într-un anumit fel, până când m-am gândit că totuși putem să abordăm și altfel lucrurile. Citind ceea ce spune Domnul Hristos acolo în Cartea Apocalipsei, m-am gândit că fiecare dintre noi ne regăsim într-un fel sau altul în imaginea aceasta și aș vrea să pun un alt filtru. Dacă până acum filtrul era dus spre sfera virtuților, a moralei și a unui crez anume, ca să fii așa cum îi place lui Dumnezeu, eu aș pune accentul acum pe orientarea vieții. Pentru că până la urmă, dacă te pocăiești foarte bine, dar cui folosește pocăința ta? V-ați întrebat lucrul ăsta? Adică, bun, e ok, m-am pocăit, tot facem caz cu asta, m-am pocăit, m-am întors la Domnul, m-am lăsat de vicii, toate alea, foarte fain. Și la ce slujește viața ta? Mă bucur foarte mult că este domnul doctor Ilie Roșca aici împreună cu noi. Îi spunem bun venit împreună cu soția. Este o dovadă clară că dumnealui duce o viață utilă. Datorită slujirii dumnealui, soția mea a scăpat de hernie de disc. Dar era aproape de cuțit și cei de la RMN i-a spus, n-ai decât o singură șansă, te duci la cuțit. Și domnul doctor a zis, hai să încercăm că există și alte variante. Și mulțumită lui Dumnezeu și slujirii dumnealui, uitați-o pe soția, umblă pe tocuri la un an și ceva. Da? Un exemplu, da? Te pocăiești, vii la Domnul și facem caz cu treaba asta, să fiu mântuit. Păi dacă, dragii mei, am dat la o parte chestia asta cu să fiu mântuit, care oricum este un dar din partea lui Dumnezeu, este darul lui, este mântuirea prin har, vă garantez că 80% dintre pastori și preoți n-ar mai avea ce face. Pentru că accentul se pune aici, să fii mântuit, te pocăiești ca să fii mântuit. Nu, te pocăiești ca să ai un rost în viață și viața ta să aibă o altă direcție. Și tocmai asta încearcă aici martorul credincios să spună celor din vremea lui Ioan și să ne spună nouă că mințindu-ne, de fapt, noi trăim o viață inutilă. Și aici, începând la versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Apocalipsa 3, Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i, iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu, adică Creatorul. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Cu alte cuvinte, dacă ai fi într-o stare din asta extremă, ți-ai da seama că nu stai bine. Dacă ți-e foarte frig, te îmbraci. Dacă ți-e foarte cald, te duci, faci o baie, faci un duș. Când e starea asta de căldicel, bă, stai așa într-o lenevie din asta. Toți virusii și toate bacteriile prosperă în mediu căldicel. Dacă e fierbinte sau foarte rece, mor. Însă, în momentul în care stai în starea asta, începi să zici, a, e ok, e în regulă. Și imaginea este luată și din zona în care era Biserica Laodiceea. Acolo sunt niște izvoare de apă termală, căldicele. Dacă mergeți în zona aia Pamukkale, în zona Turciei, pe acolo este biserica din Laodiceea. Am stat acolo, am și făcut baie, fain, stai în apă călduță, îți vine să dormi, stai la soare, nu-ți vine să pornești la acțiune. Dacă ești rece sau un clocot, atunci lucrurile se schimbă, pentru că te provoacă să faci ceva cu viața ta. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot, o dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din
gura mea. Cu alte cuvinte, am să te vomit, zice Dumnezeu, pentru că îmi produci greață. E simplu. Da, o zice mai pedant Dumnezeu, dar ca să o ducem în zona asta un pic mai plastică, asta este reacția lui Dumnezeu. Dacă viața ta nu este nici rece, nici în clocot, lui Dumnezeu îi provoacă indigestie lucrul ăsta. Pentru că este plină lumea de oameni care nu supără pe nimeni. Este plină lumea de oameni pocăiți care n-au nicio relevanță în lumea aceasta. Și este plină lumea de oameni care duc o viață nefolositoare. Ce caracteristici are laodiceanul? Este laș. El nu spune lucrurile în mod tranșant, apoi este mediocru. Lasă lucrurile să fie așa, pe acolo. Nici prea prea, nici foarte foarte. Și al treilea defect este neasumarea. Nu își asumă absolut nimic. El crede că este, dar de fapt nu este. Și dacă o să deschideți rețele de socializare, o să găsiți pline platformele de oameni neasumați. Ei cred că sunt și bogați și că nu duc lipsă de nimic și că sunt cineva, încă mai și vor să te învețe. Să-ți vândă și cursuri pe 15.000 de euro, e o tantip. Îți spune că dacă cumperi cursul ăla, o să fie extraordinar de tine. Și știu pe cineva care l-a cumpărat și zic, cum îi te-ai îmbogățit? A, nu, stai că de fapt nu știu câți pași și că de fapt, da, zic, mai cumpără vreo 2-3. Da. Și vă spun cazuri reale. În domeniul spiritual, la fel. Oameni care nu știu ce să, în extrema cealaltă, ce păcate să mai inventeze. Și păstor, da, spunea unul că e păcat să-ți dai copilul la sport de performanță, că se bagă în cluburile alea și cine știe să depravează și chestii de genul ăsta. Și oameni care inventează tot felul de liste cu păcate ca să te țină acolo în vinovăție. Dar nu despre asta este vorba. Pentru că pocăința, în primul rând, are de face cu schimbarea direcției vieții. Și dacă vă uitați la toți oamenii care s-au întâlnit cu Iisus, în primul rând li s-a schimbat viața, direcția vieții. Și nu le-a zis, nu, atașa de asta, uite aici crezul. Dacă nu l-ai ăsta, ai terminat-o cu mine. Atașat de asta, ai ce trebuie să faci, niște reguli, altfel ai terminat-o cu mine. Nu. Hristos, în primul rând, le-a corectat direcția. Oamenii mergeau într-o direcție greșită, împotriva lui Dumnezeu și împotriva lor înșiși. Și pocăința nu este altceva decât o corectare a vederii. N-ai cum să faci o schimbare dacă n-ai definit cum trebuie realitatea. Dacă tu crezi că stai bine și de fapt stai rău, stai pe un nisip mișcător, n-ai de unde să pornești. Să facem redeșteptare și reformă. Bun, care-i starea în care te afli? Trebuie să faci o evaluare clară pentru ca să știi de unde pornești și unde vrei să ajungi. Dacă tu continui să te minți, schimbarea n-are cum să fie făcută. Și în creștinism, oamenii au fost învățați să mimeze foarte bine, că ei stau bine, că imaginea lor este una impecabilă, că ei n-au păcătuit, ei n-au făcut, ei n-au dres. Era un păstor care se lăuda că este la a patra generație de vegetarieni în familie, nu? Și cu ce mă încălzește pe mine chestia asta? Cu ce zidești tu societatea că ești la a patra generație de vegetarieni? Foarte bine, slavă Domnului, dacă ai reușit lucrul ăsta, dă-i înainte. Dar întrebarea este, cu ce slujește altora lucrul ăsta? Apoi, zice Domnul Hristos, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos. Știți de unde vine etimologia cuvântului ticălos? Românii au o capacitate foarte bună de a adapta lucrurile și de a le potrivi, de a le cârpi, cum zicem noi. Când erau domnii fanarioți, veneau pe aici prin România și prin țara românească și ziceau ticălos, ticălos, uite ce fain, uite ce frumos. Și zice, bă, iară vin ticăloșii ăștia să ne jefuiască. Și ticălosa este asocierea celor două cuvinte, așa, care a căpătat o nuanță peiorativă, negativă, da? Ticălos înseamnă un om nenorocit și nerecunoscător, un nemernic.
Un om care răsplătește binele cu rău, un nerecunoscător. Zice, ești sărac, ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta este realitatea. Și dacă stăm să ne gândim așa, în esență, fiecare dintre noi avem de luptat între imaginea noastră reală și cea afișată. Și chiar vă provoc, mergeți acasă, uitați-vă în oglindă și spuneți-vă exact cine sunteți. E greu de suportat. Dar dacă ești sincer cu tine, este cel mai sănătos lucru pe care îl poți face. Cine ești tu cu adevărat? Nu ăla de pe Facebook, nu ăla din televiziune, nu ăla de la biserică, nu ăla de la firmă, nu. Cel care ești tu în realitate, din punct de vedere profesional, spiritual și așa, în ceea ce privește domeniile vieții tale. Este foarte greu să faci exercițiul ăsta. Însă, de fapt, martorul credincios și adevărat îți spune exact cum ești. Nu cum ar trebui să fii, nu cum ți-ar plăcea să fii, nu cum afișezi. Deci eu sunt ăla care spune exact ce vede. Și martorul ăsta credincios și adevărat nu este influențat de nimic și de nimeni și nu este subiectiv. Pentru că dacă întrebi pe cineva care are interes la tine, o să spună că ești frumos, ești extraordinar, tu îți faci probleme, nu, vezi de treabă. De ce te perie? Pentru că are un interes la tine. Însă Dumnezeu are ca interes să fim în concordanță noi cu imaginea pe care o afișăm. Pentru că doar atunci ființa umană are forța și relevanța care pot să îi ajute și pe ceilalți. Atâta vreme cât afișezi una și ești altceva, o mulțime din potențialul tău este, și din energia ta este mâncată, pentru că tu trebuie să aperi o imagine care nu există. Și unii se luptă o viață întreagă să păstreze sau să creeze o imagine care de fapt nu există. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Câți dintre noi mai suportăm o critică constructivă sau o mustrare? Imediat, ce, ai ceva cu mine? Imediat o luăm personal. E adevărat că uneori oamenii pot să fie și răutăcioși în anumite remarci. Însă, trebuie să ne gândim dacă în răutatea lor nu spun cumva un mare adevăr. Am cunoscut câțiva maestri care spuneau adevărul atât de tăios în față, dar n-aveai cum să-i contești. Pentru că erau atât de cunoscuți și știai că n-au niciun interes să te mintă. Îl întrebai, maestre, ce părere ai despre? Ai cântat ca o cizmă, îți spune așa în față. Dar nu să ia epitetele, să se gândească, introducere, cuprins, încheiere, ți-o spunea pe șleau. Ăsta era adevărul, chiar dacă era dureros. Dumnezeu face lucrul ăsta mai cu iubire și cu bun simț și cu smerenie. Și spune, te sfătuiesc, ești ridicol, încetează să te mai faci de râs. Pentru că imaginea ta este una falsă. Oprește-te din alergarea asta și uite, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Eu îți ofer, vreau să te ajut. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Îmi place foarte mult aici că sunt puse în contrast smerenia lui Dumnezeu și aroganța Laodiceanului. Observați cu câtă smerenie vorbește Dumnezeu. Eu sunt creatorul, eu sunt cel care te-am făcut, eu sunt cel care îți poate oferi soluțiile. Uite, asta este situația ta. Crezi că putem face ceva? Ți-o spun din dragoste, ca să nu ai probleme mai târziu. Și ca o dovadă în plus a faptului că Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi este faptul că alege să stea la ușă. Stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este dovada supremă de smerenie a lui Dumnezeu.
Și să știți că este dovada valorii umane supreme, smerenia. Zilele acestea citeam despre doi oameni extraordinari pe care i-a avut lumea aceasta și care n-au fost și nu sunt apreciați la adevărata lor valoare. Au fost ulterior puși în valoare, dar care totuși au rămas în istorie ca genii și ca oameni de știință. Este vorba de Sir Isaac Newton. Ați auzit de el, nu? Un om extraordinar. Un om care a avut descoperiri în domeniul fizicii și a științei și a teologiei. A scris foarte mult și chestia asta cu 2300 de seri și dimineți. Să știți că n-am inventat-o noi adventiști. De la Sir Isaac Newton au venit toate cercetările acelea. Noi le-am preluat ulterior. Și spune așa Sir Isaac Newton, ultimele lui cuvinte: nu știu cum par în ochii altora, dar eu pentru mine am fost ca un băiețel care se joacă pe malul mării și se distrează copios căutând o scoică mai deosebită, în timp ce marele ocean de adevăr rămâne nedescoperit încă în fața mea. Newton. Da? Spune că încă oceanul cunoașterii rămâne necunoscut în fața lui. Și când văd cu câtă ușurință ne ridicăm noi în tot felul de ipostaze, pur și simplu îmi vine să intru în pământ. Apoi, Leonardo da Vinci, ați auzit de el, nu? Zice așa. A fost un om modest care în ultimele sale cuvinte a zis: cred că l-am jignit pe Dumnezeu și întreaga lume, căci munca mea nu a atins calitatea pe care ar fi trebuit să o atingă. What? Da Vinci să spună lucrurile astea. Cred că l-am jignit pe Dumnezeu cu munca și cu opera mea, pentru că, și lumea, pentru că n-a atins munca mea calitatea pe care trebuia să o atingă. Păi dacă oamenii ăștia vorbesc în felul acesta, înseamnă că noi ar trebui să dispărem. Pentru că oamenii aceștia și-au dedicat toată viața studiului și operelor lor. N-au fost niște oameni care au avut un job într-un anumit domeniu, ci au fost oameni care și-au sacrificat toată viața pentru știință, pentru artă, pentru ceea ce făceau. Smerenia. Oameni mari, dar oameni smeriți. Și această smerenie îi este proprie și lui Dumnezeu. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, imaginați-vă pe Dumnezeu stă la ușa noastră și încearcă să intre. Și la Odiceanu zice: no, eu n-am nevoie de nimic. Eu le-am pe toate, eu știu tot. Am tot adevărul. N-am nevoie de așa ceva. Dar dacă îl vom lăsa pe Dumnezeu să intre, spune el, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cu alte cuvinte, zice Dumnezeu, dacă accepți realitatea în care te afli și dacă vrei să te schimbi cu adevărat, te voi face cineva, te voi îmbogăți și viața ta va căpăta un sens. Am descoperit misterul acesta al pocăinței și în viața tâlharului, cu care facem atât acasă. A, uite, vezi că ăla, în ultimele momente ale vieții, s-a rugat Domnului și gata, Domnul l-a acceptat și l-a primit și o să fie mântuit în împărăția lui Dumnezeu și slavă Domnului că ne-a dat harul lui ca să trăim cum ne place nouă și să fim niște oameni inutili pentru societate. Vreau să vă spun că tâlharul, dacă citim cu atenție ce spune Sfânta Evanghelie după Luca la capitolul 23, a fost un om cât se poate de asumat în momentul în care l-a acceptat pe Iisus Hristos și cred că dacă ar fi trăit, lumea din jurul lui ar fi fost cu totul și cu totul alta. La pericopa intitulată Batjocurile, norodul stătea gură cască. N-avea nicio reacție. Ba, mai și huidea. A, se huide, bun.
Ce se strigă? Răstignește-l, strigăm toți. Masă de manevră. Ostașii, de asemenea, își băteau joc de el, se apropiau și îi dădeau oțet. Apoi, unul dintre tâlharii răstigniți începe să-și bată joc și zice, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Care dintre voi ați fi avut curajul să fi fost în locul tâlharului pe cruce? Să-l apărați pe Hristos împotriva ostașilor, împotriva norodului și împotriva celuilalt care era răstignit. A avut dovadă de mare curaj și de mare asumare. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, cu alte cuvinte, păi suntem niște nemernici, asumare. Am observat că majoritatea oamenilor care nu realizează nimic în viață și care au probleme de percepție asupra vieții, nu își asumă. Eram într-o zi la școală, predam lecția și văd în bancă o fată că se juca cu bricheta. Și spun, te rog, adu bricheta încoace. Eu? Și nu am brichetă. Băi, zic, eu te-am văzut că ai aprins bricheta în bancă. Dai foc la clasă aici sau cine știe ce mai faci. Nu, zic, eu am brichetă. Dacă vreți, puteți să veniți să mă căutați, percheziționați-mă. Nu, nu, că după aia mă acuz de abuz, că te-am atins, că mai nu au atâtea drepturi de n-ai văzut. Nu-și asumă nimic. Dacă vă duceți la închisoare, o să vedeți că aproape toți care sunt acolo spun că ei sunt nevinovați. Eram în anul 5 de conservator și făceam vizite la penitenciar, mai duceam pachete la unii deținuți și unul dintre ei, închis pe viață, își împușcase 5 din membrii familiei cu carabina de vânătoare când se împărțiseră atunci după Revoluție pământurile, s-a dus, îmi dai pământul că ne tot certăm. Nu, pac, l-am pușcat în cap direct. S-a dus la al doilea. 5, i-am pușcat cu carabina. Și el scria la Haga și scria că în codul de procedură penală este greșit totul, pentru că el este nevinovat. Și el a împușcat 5 oameni. Este cumplită boala asta a neasumării. Și observați că pe boala asta a neasumării încercăm să dăm vina pe tot felul de circumstanțe și pe tot felul de oameni și de lucruri, că viața noastră arată așa pentru că. Și începem cu lista. Însă, tâlharul a zis, păi noi merităm să fim aici. Dar măcar acum deschideți ochii și nu osândi pe cel care este nevinovat. Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. De aici pleacă totul, de la asumarea stării în care te afli și la dorința de a schimba viața. Și să duci o viață folositoare. Nu să faci paradă cu virtuțile. Eu niciodată n-am pe cine interesează. Eu întotdeauna am pe cine interesează. Ce faci cu chestiile astea? Dacă n-ai făcut foarte bine. Dacă ai făcut, cât de ușor tratează Dumnezeu lucrurile astea? Ați observat? Când veneau cei mai mari păcătoși, Evanghelia după Luca la capitolul 15, toți vameșii și păcătoșii veneau la Iisus Hristos. Ca să-l asculte. De ce? Pentru că unul nu-i judeca și doi, îi ajuta să treacă peste momentele acestea, să schimbe viața. Dumnezeu nu are nevoie de dosare, nu are nevoie de numere, de ordine ale păcatelor, nu are nevoie de liste de genul ăsta, sunt ridicole. Dar noi am transformat procesul pocăinței într-o afișare a virtuților și asumarea unui crez. Crezi asta? Da, foarte bine. Nu mai faci asta? Nu. Deși poate în ascuns le mai faci, e problema ta. Dar ești bun de băgat în rai. Și ce se întâmplă cu toți acești oameni buni de băgat în rai? Nu mare lucru. Pentru că dacă s-ar întâmpla ceva, viața noastră ar arăta altfel. Îmi spunea cineva, un profesor la școală, poporul român este cel mai apropiat de Dumnezeu.
Îl are pe Dumnezeu în suflet. Serios. Zic, mamă, ar trebui să fim brici. Și cum îți explici atâta corupție, atâta hoție, atâta minciună? Cum ne explicăm dacă suntem atât de aproape de Dumnezeu? Ceva scârție aici, în pocăința asta. Afișată, da, suntem. Dar practicat, irelevant. Așa că sfatul Mântuitorului rămâne pentru fiecare dintre noi și aș dori să nu ne mai ascundem în spatele unor crezuri care pot fi bune într-o anumită măsură și în spatele acestei afișări de virtuți. Pentru că dacă suntem virtuoși, pentru noi suntem în primul rând. Dacă avem un stil de viață, pentru noi îl avem în primul rând. Dacă venim la biserică, venim pentru noi, nu venim pentru altcineva. Și dacă avem anumite alegeri în viață, le alegem pentru noi. Însă, pocăința înseamnă mai mult. Pocăința înseamnă să ai impact în societatea în care te afli și oamenii să-și dorească să urmeze exemplul tău, să se schimbe, să ducă o viață mai bună și să-i dea slavă lui Dumnezeu că te-au întâlnit. Dacă pocăința ta este doar despre a afișa că tu nu faci anumite lucruri, poate fi interesantă, dar nu slujește nimănui. Iar ideea asta de a fi mântuit, asta a rezolvat-o Dumnezeu de mult. Dacă crezi în Iisus Hristos, ești mântuit. Și bun, pentru ce toate astea? Lupte din alea, cu învinuiri, cu... nu și-au niciun rost. Însă, în momentul în care l-ai primit pe Iisus Hristos, viața ta se schimbă cu adevărat. Și îmi place foarte mult că Dumnezeu are răbdare. 10, 15, 20 de ani, în care umbli razna. Și zice, eu stau aici. Imaginea tatălui iubitor care așteaptă fiul risipitor să vină acasă. Și când vine acasă, nu-i dă una după cap și zice, nenorocitule, unde ai fost? Ci dă haina, îl îmbracă, plânge, îl îmbrățișează și spune, bine ai venit acasă. Ceilalți, cu sfințirea. Oh, e un ied! N-am primit, nu mi-ai dat. Aș fi vrut eu. Nu numai iezi, de toate. Dar ți-am slujit ca un rob. Și cât nu-i slujesc lui Dumnezeu ca niște robi. De ce? Pentru că se mint o viață întreagă. Și știți ce va fi cel mai grav? Momentul în care Dumnezeu îi va confrunta, când va fi prea târziu, cu adevărul, în ziua judecății. Momentul acela va fi definitor. Doamne, dar n-am făcut noi, n-am dres, am avut o imagine impecabilă. Păi, cât am făcut și am adus și am botezat. Și duceți-vă, deci, că nu vă cunoașteți niște impostori cu toți. Însă, până la ziua aceea a judecății, să știți că cel mai mare chin și cel mai mare blestem pentru Laodicean este jarul sufletesc în care își prăjește inima. Pentru că el știe care este valoarea lui sau non-valoarea lui și vrea tot timpul să pară altcineva. Și conștiința îi spune, de fapt, asta este valoarea ta, atâta valorezi. Și asta îl înrăiește și mai tare. Și dacă nu se trezește din amețeala aceasta, se va chinui singur toată viața. Dumnezeu să ne ajute, dragilor, să scăpăm de boala aceasta a laodiceanismului, în care suntem preocupați de alții, suntem preocupați de liste cu păcate, suntem preocupați de tot felul de altfel de lucruri, și mai puțin de direcția vieții noastre și de utilitatea vieții noastre. Și aș vrea să rămâneți cu întrebarea aceasta, dacă ești sfânt, pocăit și virtuos, cui folosește acest lucru? E bine să le ai și Dumnezeu își dorește lucrul ăsta, dar vrea mai mult. Vrea ca toate aceste lucruri să însemne ceva și pentru ceilalți. Este totul sau nimic, în funcție de ceea ce facem, cu ceea ce ne dă Dumnezeu. Amin.